Programare în Scratch, partea a șaptea. Extensia Stilo se inserează cu ajutorul butonului Extensii, urmat de un clic pe pictograma Stilo. Dintre blocurile extensiei Stilo vom folosi blocul Ștampila, blocul Șterge tot, blocul Stilo jos, și setează culoarea stiloului la culoare. Sarcină de lucru 1. Realizați o animație care să descrie construirea unui pătrat cu laturile având culoarea verde. În fiecare colț este așezat un măr roșu, înclinat sub un unghi de 90 de grade, ca în videoclipul următor. Pentru rezolvarea sarcinii de lucru 1, am folosit blocul repetă de 4 ori, având în interior blocurile ștampilă, merge 150 de pași, așteaptă 1 secunde, rotește personaj cu 90 de grade. Sarcină de lucru 2. Realizați o animație care să descrie construirea a trei pătrate, având primul colț comun fiind orientate sub un unghi de 45 de grade în raport cu pătratele vecine. În fiecare colț al pătratului este așezat un măr colorat ca în figura din imagine. Rezolvarea sarcinii de lucru 2. Iată. Blocul repetă de 4 ori, inclus în blocul repetă de 3 ori. Scriptul personajului Apple. Sarcină de lucru 2, cerința 2. Modificați culoarea laturilor fiecărui pătrat. Am creat variabila culoare. Variabila culoare trece prin modificări cu o valoare egală cu 25 de unități. Sarcină de lucru 2, cerința 3. Studiați scriptul din imagine. Care este numărul de pătrate ce vor fi desenate? Rezolvarea cerinței 3. Prin intermediul blocului interactiv întreabă, variabila răspuns va primi de la tastatură o valoare. Putem spune că numărul de pătrate desenate va fi egal cu valoarea variabilei răspuns. Tema pentru acasă. Indicați categoriile din care fac parte blocurile din imagine. Iată, blocul repetă de 3 ori face parte din categoria control. Vă mulțumesc!